Avem prea mulți profesori calificați în Valea Jiului și de aceea s-a renunțat la sporul pentru zonă defavorizată. Începând cu această lună, cadrele didactice din municipiile Văii Jiului nu vor mai primi la salariu sporul de 30% pentru zonă defavorizată. În urma controlului de curții de conturi din anul 2011, s-a ajuns la concluzia că Valea Jiului nu mai este zonă defavorizată, iar cele trei municipii, Vulcan, Lupeni și Petroșani, nu mai beneficiază de sporul de zonă defavorizată. Din păcate, în acea lege dată în decembrie 2009, se spune că nu mai este zonă defavorizată, dar localitățile Petrila, Urican și Alinoasa sunt considerate zone defavorizate ceva mai puțin și vor primi 15% ca zonă defavorizată, iar 15% pe sume compensatorii. Din păcate, la localitățile Uricani, Petrila și Andinoasa, pentru care eu mă bucur că primesc 30% la salariu în continuare, celelalte trei municipii nu se aplică, acelalte trei municipii nu se aplică legea 330 prin care am fi beneficiat de sume compensatorii. Sutele de dascăli care predau în cele trei municipii ale Văii Jiului vor pierde 30% din salariu din cauza acestei hotărâri a Curții de Conturi. Pierdem 30% din salariu. Noi am făcut demersuri în urma hotărârii Curții de Conturi, dar am fost respinși atât la Deva, cât și la Alba Iulia, cât și la București, așa că a rămas soluție definitivă, așa că începând cu luna aceasta nu vom mai primi cei 30% pentru ca sume compensatorii, ca să nu mai vorbim de zonă defavorizată. În urmă cu mai bine de 10 ani s-a dispus acordarea unui spor pentru profesorii care predau în Valea Jiului pentru a-i atrage aici. Pe atunci, dascălii nu aveau calificarea necesară. Acum, că marea lor majoritate au studii în domeniu, s-a decis că sunt mult prea bine pregătiți, motiv pentru care s-a renunțat la spor. În urmă cu 16-17 ani, mai bine spus, am fost considerat ca zonă defavorizată pentru că atrăgeam foarte greu personal calificat pentru învățământ. Aveam foarte mult personal necalificat în învățământ și atunci pentru atragerea de dascăli în învățământul din Valea Jiului s-a dat acest spor de 30%. În situația actuală, aproape toate posturile sunt ocupate de titulari sau suplinitori calificați. Foarte puțini necalificați mai avem în sistemul de învățământ din Valea Jiului. Sute de dascăli din Valea Jiului rămân fără spor. Învățământul este din ce în ce mai șubred, iar subfinanțarea se resimte. Cadrele didactice din Valea Jiului beneficiau până acum de un spor de zonă în valoare de 30%. Începând din acest an, profesorii nu vor mai primi acești bani suplimentari.